Personalul Poliției Locale Suceava ar urma să primească drepturi majorate. Aceasta potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliul Local privind actualizarea valorii normei de hrană, inițiativă care va fi supusă dezbaterii în ședința ordinară din această săptămână. Astfel, începând cu luna octombrie, personalul contractual din Poliția Locală poate beneficia de 25 de lei pe zi și persoană, în timp ce personalul de conducere va avea parte de o normă de 32 de lei pe zi și persoană. În Suceava, norma de hrană a fost introdusă de la 1 ianuarie 2015, potrivit unei ordonanțe a Guvernului care prevedea că facilitatea în cauză se poate acorda doar în limita prevederilor bugetelor locale. Astfel, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, deliberativul local a aprobat o sumă de 1,14 milioane de lei cu destinația amintită. Vă pot spune că la Poliția Locală sunt 123 de posturi, dintre care 116 ocupate, 7 vacante, dar foarte important, acești polițiști locali beneficiază de normă de hrană pentru a se apropia la nivel salarial de activitatea Poliției Naționale și, așa cum știți dumneavoastră, cam la toate evenimentele în ultima perioadă vedem numai Poliția Locală, fie că vorbim de evenimente sportive, fie că vorbim de evenimente culturale, la meeting-uri, întâlniri publice, Poliția Locală își face treaba. Întotdeauna i-am criticat și le-am cerut mai multă fermitate și întotdeauna a venit răspunsul că trebuie să fie și plătiți. Prin urmare, în ședința de Consiliul Local de mâine vom susține majorarea normei de hrane a Poliției Locale de la 25 de lei cât era de la 19 lei pentru personalul contractual cât era în prezent la 25 și de la 25 de lei la 32 pentru ceilalți care sunt funcționari. De aceea e important să le și oferim condiții, dar e important ca și Poliția Locală să-și facă treaba și, drept urmare, uitați-vă că pe Bulevardul George Enescu se circulă fluent pe patru benzi pentru că doar polițiștii locali au acționat în zonă. În luna septembrie vă pot spune că au aplicat amenzi de 29.375 de lei, 190 de procese verbale și de la începutul anului până pe 30 septembrie, prin amenziile aplicate și măsurile coercitive ale Poliției Locale, s-au adunat la bugetul local suma de 236.657. Ușor, ușor, eu o spun clar sucevenilor, Poliția Locală are pârghile legale pentru a aplica măsuri și cred că va trebui și noi să ne schimbăm atitudinea față de ei. Nu mai sunt nici gardieni publici, nici polițiști comunitari, cum le spun alții, încep să aibă puteri legislative și pot aplica legea pentru staționare, pentru dirijarea traficului, pentru tonaj, pentru parcări ilegale sau, bineînțeles, pe ordine publică. De precizat este că în anul 2012 primăria Suceava a făcut eforturi financiare și a reușit să achiziționeze 4 autoturisme noi pentru Direcția Poliției Locale din subordine. Este vorba despre autoturismul local MCV cu câte 7 locuri de la bugetul local, fiind plătită atunci suma de 273.800 lei.